ce guvernul și totul se mișcă greu, greu, greu. Un pinguin ce aduce infernul, dacă are să crede zmeu, zmeu, zmeu. Perceanu și Udrea și Blaga și Oprea, cu toții sconduși de boc, boc, boc. Cu ei în guvern nu merge nimica și tot aici stă pe loc, loc, loc. Perceanu și Udrea și Blaga și Oprea, cu toții sconduși de boc, boc, boc. Cu ei în guvern nu merge nimica și tot aici stă pe loc, loc, loc. Un pinguin conduce o gașcă care nu are spor, spor, spor. Era mai bine pe vremea lui Ceașcă, acum e ca dracu să mor, mor, mor. Perceanu și Udrea și Blaga și Oprea, cu toții sconduși de boc, boc, boc. Cu ei în guvern nu merge nimica și tot aici stă pe loc, loc, loc. Perceanu și Udrea și Blaga și Oprea, cu toții sconduși de boc, boc, boc. Cu ei în guvern nu merge nimica și totul aici stă pe loc, loc, loc. Mulți dintre ei sunt acolo degeaba, adică îs fix în plus, plus, plus. Și fără ei sigur ar merge treaba, poate am fi chiar mai sus, sus, sus. Perceanu și Udrea și Blaga și Oprea, cu toții sconduși de boc, boc, boc. Cu ei în guvern nu merge nimica și tot aici stă pe loc, loc, loc. Perceanu și Udrea și Blaga și Oprea, cu toții sconduși de boc, boc, boc. Pensiile ghebală, domnul șef. Da, bună ziua. De la TV Sighet. Bună, bună seara, bună seara. Îmi cer scuze, este deja seară. Suntem de la TV Sighet, aici unde fiecare cetățean își spune părerea și văd că aveți o nemulțumire. De ce este legată? Pensiile ghebală. Că au zis că taie pensiile ghebală, taie 15%, taie 150.000 la câtă pensie ghebală are cineva. La, nu, la 5 milioane minus 10.000, dar pe cu de ce să-mi taie 1.150.000? Dar din ce cauză vi se taie? Păi nu știu, mi-a spus cineva, astăzi am auzit și eu în babă. Nu mă ce să nu, cum e ziul, no, din ce cauză, la toată lumea taie și o să fie o revoluție aici cu treaba asta. Deci dumneavoastră vedeți mari, mari revolte sociale pentru că scad salariile și pensiile. Dar pe mine nu mă interesează care au pensii mari pe lunetale aia, care stau în București, auzi, care stau și dorm. Care dorm acolo în București, așa, salarii are, eu bani. Care treabă? Tau de la ea, nu de la ei care au pensii. Eu așa mă duc și tu unde-a fost la Băsescu apu. Și la trecerea și nu m-am primit, n-am apucat să intru la audiență. Dar când ați fost? Eu mă arăt pe cam acasă actele, când apuc. O zis că din partea parlamentului, de ce nu aduce pe președintele, cum a pus pe tipul Ceaușescu. Dumnezeu ierte pe Ceaușescu. Nu am dreptul să-l omoară Iliescu, p***cu ăsta, că ăsta au început toate revoluțiile. Toate treburile au făcut de aici. Nu roge Silva, ce râs ca o proastă. Așa o pău. Că de când a luat conducerea domnului Iliescu, vă spun drept, vă spun dreptate s-o spart, fabricile s-o vândut. Nu răde nimeni, dar tot Iliescu conduce acum. Păi dar tot el că face droguri, face un alta. Și încă nu-i dat bine cu aule în tercul n-a pus caroanele. Vă spun drept, tot el e conducerea el și se dă mare. Și pe timpul ce așa nu pe fabrici vândut, el vă spărați. Cum a vândut el. Nu am dreptă că pe timpul ce așa scopul... Vă spun drept, am avut oamenii de lucruri, dar acum ce e? Că n-ai de lucruri acum, că... Și apoi la domnul Băsescu în audiență și o să zice din la... Zice din audiență, de acolo, de la... Să mă aducă, mi-au dus doi oameni. Eu vreau cu președintele țării, vreau, cum mă pot pe timpul Băsescu. Vă spun drept, eu cu pensia asta nu pot trăi. Dar câtă pensie aveți, dacă nu suntem indiscreți? 5 milioane minus 10.000. Asta nu-s bani. Și eu am de cumpărat haine, să-mi cumpăr și eu. Cât am de luat? Păi o să vă scadă cu 700.000 pensia. Dar de ce să scadă mie cu 700.000? Păi așa a zis domnul Boc. Păi domnul Boc, mă duc la el și am bilet de tren, nu râgeți că eu am bilet de tren, mă, pe el. Și am eu cu ce să-l atac. Cu ce? Nu mă trebuie interesa pe dumneavoastră cu ce-l atac. Păi, verbal presupun că-l veți ataca. Dar eu acolo, eu grii eu cu el să mă duc în audiență la el, nu... Personal, cererea, să-i fac cerere lui. Asta zice de la mine. Eu nu am bilet de tren. Crezi că nu am bilet de tren până în București? Nu plătesc trenul. Și mă aduc de la el. Ce mi-a tăiat mie pensia? Nu-i rușine pe la obraz. Nu știu de unde, că la Cluj, care treaba?
Dar așa despre orașul nostru, despre Siget, ce părere aveți? Cam prin doamna primăriță, nu știu cu datoria. Strada asta, uitați cum arată. Strada asta. De când e primăriță, o spătătă alte străt, o zis că face piața de alimente, ca sub, cum e sub sol, știți aici, da, și scoate pătăți de apară de aici. Despre străzi, așa, cum, sunt cu gropi, sunt bune străzi? Cu gropi, nu mă supărați, cu gropi. Îți poate cu grup. Mă înainte au reparat străzele cu mești către cimitir, către gară, către vală. Au reparat un pic, o sopa niște asfalt. Și dumneavoastră circulați cu mașina, probabil. Eu dat... cu bicicleta, dar am dat în grup. Și au zis, au dat la televizor cu un biciclist, cum nu au reparat străzele, au murit pe loc. A căzut sau ce? Nu, au dat în groapă, în groapă au dat. Și așa fac și la noi, doamna face doamna primăriță. Ei s-au pus de președinte, de primar, acum 8-le ani. Ce-au făcut în 8 ani? Despre... au făcut pasaportul la câini. Am mers la el la audiență și i-a spus că nu am bani cu ce să trăiesc. A, păi chiar ajutat. I-a până la acasă. Și mi-a dat 200.000 bărbatul său. Zic, 200.000, mersi pani. Bine, și așa 200.000, domnul Goja. Că în față de aia am zis, zic, hai de sărcare, hai mi-e te ajut eu, dă-mi bine banii, hai pe te ajuta. Nu a făcut nimic. Așa, așa cu sistemul de sănătate, sistemul de învățământ, educație, cu elevii, ce părere aveți despre ei, la nivel de Siget? La elevii că mă s-o oprați din față de barmanii aici la Siget, aici în Ardeal. Și când îi scoate afară doamna patroană aici la aparate, și era domnișoara asta barmană ce e acum, o pot singură la aparate. Hai încoace, mărie! O pot singură la aparate și nu am putut scoate pește de la aparate. Și scam o brază. Nu, că n-am putut patrona o scos. Dar dumneavoastră, dacă e ceva, îi scoate sigur. Îi scot, dar nu mă lasă patrona, că zice că dau pe ei. Dar eu când îi scot, îi dau cu amiu, maciu. Nu, că vă mint. Deci îi convingeți cu vorba, să înțeleg. Dar să vă zic ceva, nu că vă mint, domnul, nu știu de unde sunteți. Din Siget. Nu, să vă zic ceva. Fac mizerie pe masă. De exemplu, beau capele, pumează și țipă de la... Mucu. De la țigare. Nu de la țigare. De la capea, ce se rupe în gurița aia și celănii. O zis că domnișoara ce a ieșit acum de dintură, ce da, dragă, tot acolo la masă eu pun, nu că mă mint, ce da, dragă, zice cătă una, băieți, dragă, păi tare mare miză, zice, dar cu ce mi-ai zis? Haideți să mergem să vedem masa la care a fost și da, când... Haideți să vedem masa. Dar e stricată masa. Ai stricată masa, bun, da. Nu mai mergem, rămânem atunci aici. Nu că mă mint. Și-o apucă mișto din domnișoara aia Adriana, ce a ieșit acum de aici, de pătura asta, în spate, și-o apucă poliția aici. Poliția asta după aici. Și-o urcat și-o trezit pătița. În camera 4, a intrat pe fetiță și o trezit fetiță. Mulțumim mult pentru interviu, am vorbit cu doamna. Da, cu doamna țip la Libia, să stai. Și aia mă duc la Boc. Mereți la Boc? Da, acum, am bilet de tren, pentru ce? E normal, fără bilet nu se poate circula, la noi nu se practică așa ceva. Da.